Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este scriitorul Vasile Pop. Domnul inginer a scos, iată, acum câteva zile la editura Century Image, cel de-al 8-lea volum, Hățișuri. Devenind astfel unul din cei mai prolifici scriitori din țara Făgărașului. Bine ați revenit în emisiunea noastră, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Iată că după primul roman, Frumusețea vieții pe un pat de spital, din 1999, exact, v-ați descătușat și periodic am apărut câte un roman. Este aproape o pauză de 3 ani între penultimul roman și acesta, Hățișuri. Ce v-a îndemnat să îl scrieți? Domnul Maga, poate pare așa ceva bizar ce o să vă spun acum, dar m-am îndrăgostit de doi morți. Unul din satul meu, Santău, din județul Satu Mare, un preot care a slujit în sat peste 50 de ani, a fost și președintele în toată această perioadă a despărțământului Astra, i-a murit soția de tânără, a rămas fără copii, el după o viață întreagă și a ridicat școala din Santău, biserică, a făcut biserică nouă, casă parohială tot, e complet uitat. Mormântul lui zace undeva și am tot insistat să încerce să-l ia de acolo sub niște depozite, că a fost secția de mecanizare în vremea aceea pe urilor. În fine, se face ceva acolo. Al doilea mor de care, în ghilie mele, m-am îndrăgostit, ar fi Remus Sofonea din Drăguș. Trăiesc în Drăguș de peste 50 de ani, ca inginer agronom. Am făcut multe lucruri acolo, din unitatea care a fost pe ultimul loc, am reușit să o duc cu 40 de hectare de căpșuni, cu livezi, cu zootehnie modernizată, pe primul loc. Uităm de asta. Dar libertatea noastră de astăzi, eu zic că se datorează, în primul rând, celor care au luptat împotriva comunismului, începând de prin anii 46-47 până în 50. Eram elev în clasa, cred că a cincea, învățam rusă și soțul profesoarei de rusă era milițian. Și ne-a povestit odată, când era și dirigintă profesoara, despre acțiunile din Munții Făgărașului împotriva partizanilor. El a venit să lupte împotriva, să captureze partizanii. Tot trăind în satul meu, într-o margină a lui, au venit iarna sibienii cu oile în transumanță. M-am împrietenit cu ei, îmi plăcea să merg cu ei, aveam câțiva colegi de școală care mergeau, în loc să meargă la școală cu traista, cu pachetele de mâncare, mergeau cu ciobanii. Unul mi s-a părut cu totul deosebit. Ajungând în țara Făgărașului, văzând acești munți frumoși, m-au cucerit, am venit așa, ca să plec. Da, erați destul de departe de... Am terminat facultatea în 67, toamna, și aveam ordine de încorporare la școala de ofițeri în rezervă 6 luni de zile din ianuarie. Zic, mă duc undeva să văd munții, pentru că în satul meu am avut două cereri, că erau două ceapeuri, da. Să ajung acolo. Tata era al 14-lea copil, mama primă, dar au mai avut 6 frați. Atâtea rude, eu începător... Zic, domnule, lasă să prind un pic de experiență în altă parte. Așa am ajuns în Brașov, că am avut o medie bună și am rămas aici. Da. Revenind la Remus Sofonea, a fost după mine creierul taberei de partizan din Munții Făgărașului. E păcat pentru că e uitat, e neglijat atât de urmașii din familia lui, cât și de autorități și am vrut să scot neapărat această carte, să îl readuc, să-l înviu puțin, să-l introduc în oamenii liberi de astăzi, pentru că libertatea de astăzi o avem, în primul rând, datorită acestor oameni.
Un lucru foarte, foarte interesant se întâmplă. De multe ori ei au fost chiar și contestați. De ce apropiați? Pentru că spuneau, și asta s-a întâmplat și în Berivoi, și în Recea, și unii dintre ei spuneau, vezi, dacă te-ai dus, am avut de suferit din cauza ta, neînțelegând că ei aveau niște aspirații foarte înalte. Pentru ei era libertatea, credința, era mai importantă chiar decât viața. Așa a fost. De ce acest titlu, Hățișuri? Pentru că toată viața lor din munți, 8 ani și ceva, a fost tot timpul hăituiți, ascunși prin hățișuri, au dus viață când în munții Făgărașului, când în dealurile și pădurile de peste Olt, în Ardeal. Și mi s-a părut că e un titlu așa, care semnifică dorința lor, totuși, cum a spus și dumneavoastră, și lupta lor pentru libertate. Ei n-au precupețit nimic. Cei care o să citească cartea o să afle multe din viața lor care au trăit-o în munți, din dorințele lor, din aspirațiile lor, din adevărata lupta lor, inclusiv jertfa, pentru că acest remus ofonea. A fost executat. Da. Gândiți-vă, n-a vrut nici cum să cedeze un pic din idealurile lui, cu toate că prietenul l-a lămurit, m-am documentat atât de mult și știu ce. Nu, el și-a pus capăt zilelor ca să nu creeze nicio greutate camarazilor sau acțiunii de luptă împotriva comunismului. Da. Și-a plecat cu acest crez în pământ. Da. În carte, deci cartea, am citit-o, este un amestec de document și ficțiune. E adevărat, documentul primează în carte. Documentele primează și trebuia între mai multe documente un fel de aranjament făcut și cu puțină ficțiune. Inclusiv cu plecarea acelui prieten al lui în nord, care în parte sunt adevărate toate, dar cu puțină ficțiune ca să dea o mai mare atmosferă plăcută celui care o citește și o pasiune, da. Nu există pericolul ca ficțiunea să denatureze la moment dat documentele? Nu, cred că nu. Nu e. Nu e, pentru că documentele sunt nume toate reale, locuri reale. Deci numai anumite povestiri sunt în legătura între ele, sunt cu puțină ficțiune. Aici era foarte clar, pentru că ați plecat de la un personaj cunoscut, ați făcut... V-ați documentat foarte serios, am văzut în carte. Însă, în momentul când, în alt roman să zicem, când vă apucați să creionați un personaj, plecați cu o idee și deja de când începeți să creionați personajul sau el se dezvoltă pe parcurs? Amândouă. Plec cu o idee despre personajul respectiv și încep să mă documentez. Și pe măsură ce găsesc anumite elemente în documentația pe care o fac, normal că schimb puțin traseul, gândirea, scrisul și ca să dau cât mai o atmosferă cât mai autentică, dar și plăcută la civil. Pentru că am scris. A fost și primar în Drăguș, la rugăminte oamenilor candidat independent. N-am vrut să fiu, dar am fost 4 ani și după ce am terminat, am scris o carte. Și eu am fost primar. Așa. Da. Și o carte document, cu foarte multe documente. E și între ele trebuie să fac așa o legătură ca să fie plăcută la citit și a fost lăudat și de presă, inclusiv de Gazeta de Transilvania. Și de... Da, da. În... General, cărțile noastre sunt plăcute la citit. Unele dintre ele, ce am observat iară, în majoritatea, dacă nu în toate romanele, un rol important îl au relațiile interumane. De ce dați acest lucru? Pentru că îl puneți în mare, îl aduceți la mare preț.
trăim între oameni și o societate fără oamenilor nu poate fi concepută după mine decât în relații bune, de bună înțelegere, de respect reciproc. Uite, de cazuri acum că nu ne respectăm ceea ce ne spun conducătorii legătură cu acest virus atât de păcătos. Relațiile dintre oameni și prietenia dintre ei, atracția dintre ei, mi s-au părut întotdeauna importante și am dat, cum am spus în toate cărțile mele, am pus accent pe această prietenie, relație bună dintre oameni. Nu v-a tentat vreodată să mergeți și în zonele mai obscure? Să faceți un roman, să zicem, cu un subiect urât, în care personajele să fie urâte? Îmi dați o idee bună. Mulțumesc de ea. Poate, să știți, nu m-am gândit până acum, dar e o idee pentru care vă mulțumesc. Și... Da. S-ar putea să apară și așa ceva. Da, pentru că în toate romanele dumneavoastră, personajele au un ton pozitiv, există o mare moralitate la ele. Primează moralitatea la personajele dumneavoastră. Poate pentru că și-a fost și eu crescut într-o familie cu mulți copii și cu vecini la fel cu mulți copii și relațiile sunt între oameni. Ce frumos spunea Papa Francisc al II-lea, când nu va mai vizita cărare între vecini, adică când nu se vor mai vizita, se va termina lumea. Așa că, deci, ideea asta, eu am mers pe relațiile astea pozitive, bune și interumane. Da. Interumane. Da. Dintre cele 8 romane, care vă este cel mai drag? E greu acum, că toți sunt copiii dumneavoastră. Toți sunt copiii mei. Dacă întreb un antrenor de fotbal, care meci ți s-a părut cel mai greu? Cel care urmează. Așa să zic și eu, ăsta care l-am scos ultimul să fie. Și precedentul, Chemarea Iederei, iar o carte care mi-a plăcut, la care am muncit mult, dar la asta am muncit mai mult decât la oricare. Și au fost și documentele care le-am tot studiat, le-am pus, le-am făcut, am scris, am șters, am refăcut. Și... Asta era chiar o întrebare care urma. De regulă, la romanele dumneavoastră, rescrieți des? Știți cum procedez. Odată am ideea și mă așez undeva într-o cameră sau de multe ori în mașină, afară, în curte și scriu. Așa, lăbărțat, cum îmi vin ideile. Pe urmă, o las să zacă 5-6 zile, o săptămână și ceva și termin un capitol. Îl reiau, îl transcriu, îl citesc, îl corectez puțin, îl transcriu și îl las iar să zacă. Și fac și a treia transcriere și apoi încep să o pun pe calculator la mașină. Și atunci mai vine corectat. Da, e mult de lucru, dar e o muncă plăcută. Și... Deci așa faceți, nu scrieți dintr-una pe nerăsuflate. Da. Mai sunt oameni care scriu așa, am auzit și eu de chiar pe Cărtărescu, zicea că a scris Levantul. Da. Și a întrebat dacă exact aceeași întrebare a fost pusă la emisiunea lui doamna Zega Buzura. Da. Așa. Da. Ce nu a scris Levantul primul cuvânt, până la ultimul n-am schimbat nimica. M-a mirat. Da. Se poate. Da, de așa. Dar sunt, de-aia vă întrebați, pentru că sunt scriitori care sunt foarte, o scriu dintr-una și alții care muncesc foarte mult la ea. Da. Eu sunt din aia care muncește. Da, asta e chiar tipicare așa, nu reiau și iar reiau și nu le place și reiau exact, tema și așa mai departe. Da. Vedeți că în fotbal, Pele, cine a fost Pele, cine e acum Ronaldo? Da. Puțin sunt ca ei, ei nu trebuie, intră pe teren, bagă golul. Da. Alții săracii cât să chinuie până reușesc o pasă bună. Fiindcă ați adus vorba de doamna Buzura, mi-a plăcut foarte mult motoul al lui Augustin Buzura, citatul. Spune așa, însă chiar dacă nu vei ajunge până la capăt și te vei opri undeva pe traseu, poate la începutul unui drum, lung drum, important este să spui ce crezi, să înțeleagă toți că n-ai pornit la întâmplare să înfrunți spaima, singurătatea și moartea.
Da, un motto foarte frumos. Și care se potrivește exact cu viața partizanilor. Da. Și în special cu viața eroului principal al lui Remus Sofonea. Într-adevăr, că el a fost împușcat și și-a tras un glon, s-a sinucis pentru că nu voia să cadă viu în mâinile securității. Da, da. De asemenea, de multe ori, vedeți, drumul ăsta către țelul pe care îl ai, chiar el este frumusețea. Da. Și la Remus Sofonea putem spune că acest sacrificiu a încoronat într-un fel o viață și viața lui dedicată credinței și dreptății. Da. Da. Ce impact credeți că va avea această carte? Acum nu din punct de vedere literar, ci din punct de vedere social. Dacă va reuși să aducă acest personaj la lumină. Nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta. Depinde, în situația în care o trăim astăzi, nu se poate face o lansare. Mă amintesc de ultima lansare la Iedera, la chemarea Iederei, de la Casa de Cultură, cu foarte mulți oameni. Acum, cartea se găsește în librării, la Birotex, în ambele librării. Au un preț aproape simbolic de 20 de lei, abia e plătită hârtia. Da. Ce impact va avea? M-aș bucura să aibă impact. Oricum, trebuie să știe toți și care o vor citi sau care nu o citesc, că nu vom fi niciodată destul de recunoscători față de eroii care ne-au dat totuși, mai ales libertatea de astăzi. Și de aceea mă închin întotdeauna memoriei lor și pentru ei am scris această carte și mă bucur că am reușit să o aduc și are o fățișare destul de bună. Se citește ușor, chiar dacă are câteva pagini. Dar... Da. Da. Ce vreau să spun în continuare? La dumneavoastră, a fost ca o descătușare acea experiență sanitară neplăcută? Că după ea au început să apară cărțile. Nu, numai că am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea. Venind ca tânăr absolvent al Facultății de Agricultură Generală de la Cluj, cu toate ideile astea, dând aici peste o zonă cu totul și cu totul deosebită, cu splendoarea asta de munți, oameni numai români. La mine sunt români, sunt foarte mulți maghiari, erau foarte mulți fabi, au fost foarte mulți evrei, țigani, potop, aici numai și numai români. M-am implicat, de aceea am rămas și am făcut atâtea lucruri acolo. Poate când au început să le distrugă pe toate, vă dați seama, o livadă am vrut să fie cea mai frumoasă livadă din România, de 200 ceva de hectare și erau gata, aproape trimată. Nu, stricăm tot. Ce vrei, când s-a ridicat unul în adunare generală, strigând tare și amenințindu-l, ce vrei, mă, inginerule, mă, ne-ai stricat cele mai frumoase bălți în care se scăldau bivolii noștri și ai făcut livadă, mă. Uite, mâine mergem toți de aici, uite, așa ți-i scoatem toți și ți-i aruncăm în cap toți pomii aia. Ce vină au avut pomii aia? Da. Poate m-a afectat și pe mine. Da. Și poate din cauza aia am făcut un cancer la stomac. Da. În fine, stând atâtea zile pe patul de spital, inclusiv la tratamentul cu citostatice, 6 ture, perioadă de 6 luni, m-am tot gândit la ce am făcut. Păi zic, uite, n-ar vrea să scriu o carte așa, autobiografică. Și am început cu prima carte, unde mi-am pus toate amintirile mele, ați citit-o, știți foarte bine, ați scris despre ea. Am terminat-o, nu m-am gândit că mai scriu alta. Dar a venit microbul, nu m-a lăsat în pace, a venit a doua, a treia, până la a opta. Până la a opta. Da. Și înainte am, scuzați-mă că vă întreb, am avut multe articole scrise la ziar, eram poreclic și de Direcția Agricolă, ziaristul, și au apărut multe
articole, da, scrise, da, probabil. Ale mele. Și la reviste de specialitate și în Drum Nou și în Gazeta de Transilvania. Și, da. Deci aveați ceva pentru am scris, avut, am da, avut, da, da, da. S-a făcut atunci mai ușor și trecerea de la gazeterie la scrisul unei cărți. Acum însă eram și un fel de vedetă cu ziariștii, cu și doamna Sânziana Pop a făcut, ne-a făcut câteva articole în Flacăra, în ziarele locale și în ziarele centrale. Și da, da. Deci era dinainte o pasiune aceasta. Era asta, asta a declanșat. Da. Balațând atât de mult timp, m-am dat și mi-a făcut așa firul de vorbă de la început. La aia am scris-o cel mai ușor, cartea aia, prima. Da. Cu cele mai puține corecturi și reveniri. Da. La dumneavoastră, scrisul vă epuizează sau vă dă energie? Îmi dă energie. Deci vă dă energie. Și cititul și scrisul îmi dă energie. Nu, da. Deși munca este grea, nu vă epuizează. Nu o consider muncă grea. E, obositoare este și nu, îți, de fapt, tot ce faci cu plăcere e, așa e, cu pasiune. Da. Nu te încarcă. Nu te încarcă. Nu te încarcă, da. Dacă ar fi să o luați acum, de la început, tot ce ați făcut ați face sau ați schimba unele lucruri? Tot cam pe drumul o să m-aș duce. A, cu experiența de acum, normal că aș mai schimba ceva, așa, dar firul tot ăsta ar rămâne. Baza este doar vârfurile. Da, dar s-ar mai cosmetiza. S-ar mai cosmetiza puțin, așa. Da. Da. Spuneți-mi, vă rog, acum, au și o componentă socială, cărțile dumneavoastră. Cum vedeți actuala situație din România, în care, vedeți, apar așa zisii formatori de opinie, mulți dintre ei niște nulități extrem de agresive, care critică pe unul și pe altul fără ca ei să fi avut ceva în spate sau să aibă ceva în spate. Ceva realizări. Da. Domnul Maga, de curând am terminat o carte, povestea mea a lui Michelle Obama, o carte mai groasă, ca să, de 600 și ceva de pagini. E, printre alte lucruri care le-am găsit acolo foarte importante, importanța pe care dau americanii votului. Și care îi spun undeva așa, un vot este mai puternic decât un glonț. Adică cu un glonț poți omorâ un om, dar cu un vot poți să creezi o personalitate, să-i dai puterea unei personalități ca să schimbe întreaga țară. Soțul Obama și el președinte 8 ani a cam făcut multe schimbări. Asta ar trebui să fie și la noi. Atent să nu mai voteze lumea după povești, după cei care se laudă, după cei care n-au nimic în spate. Sau cei care chipurile pune mâna pe Biblie, îți dau 50 de lei, votează-mă pe mine. Nu. Votul este important. Din păcate, în România, încă votul nu este considerat la valoarea lui. Da. Și din cauza aia apar fel de fel de necazuri, apar foarte, foarte mulți care s-au ridicat prin faptul că s-au impus cumva metode din astea mai barbare, mai pașnice, mai... S-au impus și simplu financiar. Și-au și financiar, locul, da, financiar, așa. Pe liste financiar, da. Și atunci ajung la unii chiar la niște... Am văzut zilele trecute doi parlamentari care s-au comportat execrabil. Am văzut și eu. Da, într-o situație în care, vă spun, a fost jenant. Totul. Jenant pentru tot. Da. În Monitorul de Făgăraș, ultimul număr, e pagina de mijloc, două pagini acolo, ai bani, ai voce. Da. Transformând puțin, ai bani, ai voturi. Da, da. Bine, aici, din punct de vedere politic, ce a spus dumneavoastră, da, vorbesc de ceilalți și televiziunile promovează niște non-valori. Vedeți ce rating puternic are acum la Antena acea poveste cu Vulpița și cu, nu știu dacă... L-au urmărit puțin. Da, dacă ați urmărit.
Deci, doi oameni care sunt folosiți, aș spune chiar primitiv, săraci, și sunt folosiți de acest post de televiziune și aduc niște ratinguri uriașe. Nu cunosc, pentru că... Da. Numai vă spun ca idee. Da? Ca idee. Și asta, zic eu, că deformează un pic percepția despre valori. Fiecare este liber să facă ce vrea. Să stai să ieși la televizor la toate porcările care se transmit, e păcat, pierzi timpul. Mai bine e o carte sau citești, sau te uiți la o emisiune, cum urmăresc eu, pe Digi World sau pe National Geographic sau pe History, niște emisiuni cu totul și cu totul deosebite, care merită filme bune și știrile. Atâta, în rest, cancanurile astea, habar n-am de ele, de posturi cu manele, cu totul. Da. Nu-mi permite timpul să mă ocup cu așa ceva. Spuneați că din zona politică să revenim. Ați candidat atunci ca independent. Iată totuși că v-au apreciat valoarea atunci și ați ajuns primar cu votul cetățenilor, fără să folosiți metode ocultă. Fără metode ocultă, da. Fără propagandă, fără ceva, da. Pentru că oricum lucrasem 25 de ani în acea localitate, eram super cunoscut. Le-am spus într-o adunare generală cam ce am de gând să fac și... Vedeți că dacă ești consecvent și lucrurile le faci ca lumea, până la urmă chiar și unele dușmănii se pot întoarce în bine. Spuneați așa. Dumneavoastră de acel episod în care vă criticau și iată că după ani tot aceiași oameni au venit și m-au rugat. Hai, domnule, da. Deci eu zic că valoarea totdeauna rămâne. Chiar dacă pentru moment ea poate intra într-un cont de umbră, în timp ea va rămâne întotdeauna. Așa e, domnul Vaga, da. Și... Păi ați făcut acolo foarte multe lucruri frumoase. Eu țin minte așa, copil, fiind numai partea cu căpșunile, care ne alimentau și pe noi făgărășenii, într-o perioadă când nu prea găseai fructe așa. Și era o suprafață mare, 40 de hectare, veneau tot trenurile acolo, de tot să mirau cum am reușit. Am reușit pentru că am știut să stimulez oamenii și a fost ceva nou pentru ei și a fost întotdeauna îngăduitor. Nu m-am lăcomit să pedecesc cu oamenii care mai luau câte un pic. Asta era în ceapă, știți, vorba mea într-o adunare generală. Domnilor, ne mai dați ceva sau rămânem toți fiecare cu ce am luat? Cu ce am putut fura. Da. Așa că, închizând ochii, au fost și bine plătiți oamenii, pentru că față de vecini și de alte multe unități unde nu aveau forțe de muncă, noi trimiteam acasă oameni că n-aveam ce să le dăm de lucru. În fine, astea au trecut și păcat că ce era drăguș acum dacă se păstrau toate alea? Da, era o mică Elveția acolo, cu fabrică de sucuri, de mere, cu o zootehnie super modernă, cu drumuri, cu toate. Mai poate fi. Da, poate. În viitor. Da. Da. Nu se știe. Să revenim la romane. La oile noastre. La oile noastre, da. Oile emisiunii de astăzi. Ce ziceți? Ce aveți în plan pentru viitor? V-ați gândit deja la un alt roman sau deocamdată digerați? Mi-ați dat dumneavoastră o idee bună. Trebuie să fac și niște personaje așa pe care să le urască nu să le iubească. Și am mai scris o carte rugat de consătenii mei, în special de părintele din satul meu, Santău, vatră creștină pe rugul istoriei. Aș mai vrea să completez acolo cu ceva povești și cu așa un fel de din istoria și poveștile unui sat. Și o carte în cinstea prieteniei noastre încerc să o fac așa una dură, ca să ne mai întâlnim aici. Da, da. Bine, domnule Pop, iată am ajuns la finalul emisiunii și vă așteptăm cu următorul roman. Mai e până atunci. Să fim sănătoși, să scăpăm de necazul ăsta care e peste țară, peste lume acum. Și să ne întâlnim așa și la un pahar de vorbă aproape, nu numai distanțat la 2 metri.
Da. Eu vă mulțumesc pentru invitație și... Și eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc multă sănătate și putere de muncă, să ne vedem cu un alt roman. Sănătate că e mai bună decât toate. Și da. Celor care vor citea această carte, le urez o lectură plăcută și nu o să le pară rău că au citit-o. Vorba cuiva, nici nu știți ce pierdeți dacă nu o citiți. Da. Mulțumesc! Mulțumesc și eu încă o dată pentru prezența în emisiune. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.